Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Radar TV, aici la Roman TV, cum v-ați obișnuit deja, cu cele mai importante știri pe care le comentăm, bineînțeles, și cele mai importante informații pe care vi le furnizăm în exclusivitate în fiecare joi de la ora 20. În această seară, doamnelor și domnilor, vom discuta despre cât de nesimțiți suntem unii dintre noi, atât pe persoană fizică cât și pe persoană juridică, pentru că vom discuta despre ceea ce înseamnă mediul înconjurător, despre gestionarea haideți să spunem a deșeurilor, nu vom vorbi despre faptul că, iată, operatorii de salubritate vor să crească tariful la gunoi, vom discuta despre cu totul și cu totul alte lucruri, despre modul în care știm să gestionăm și înțelegem să gestionăm ceea ce ne înconjoară. Vom arăta cum reușim să ne batem joc de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Vom arăta cum autoritățile statului, care au atribuții în a combate, a identifica pe cei care poluează, nu-și fac treaba, pentru că așa este, și nu vorbim numai despre garda de mediu aici, garda de mediu, comisariatul județean Neamț al Gărzii de Mediu, ca să fim mai exacti, vorbim și despre cei de la sistemul de gospodărire a apelor, Seghea Neamț, care au și ei atribuții în a combate, în special poluarea în surselor de apă, vorbim de ce nu despre poliția locală, poliția națională, despre angajații din primării care au atribuții în zona mediului. Iată așadar că sunt pârghii necesare pentru a-i prinde și a-i sancționa, pentru a impune, să zicem așa, un respect față de mediu, însă nu reușim. Știți noastră cât de superb este Siretul, cât de superbă este lunca Siretului, cât de superbă este lunca Bistriței, vorbim de județul Neamț, și în ce hal arată ele. Știți cât de frumos este județul nostru și dacă dăm deoparte vegetația care acum este prezentă, vom găsi numai grămezi de gunoi. Nu departe de orașul Roman, înainte de a intra în subiectele zilei, nu departe de orașul Roman, undeva la intrare în comuna Bozieni, dinspre Piatra Neamț, pe partea dreaptă, la vreo 150 de metri de intersecția care duce la Făurei, în comuna Făurei, este o parcare. Dacă aveți curiozitatea, cei care merg la Piatra Neamț des, opriți în acea parcare și uitați-vă să vedeți ce se află în apropierea ei. Dacă nu aveți timp și chef, am făcut noi o mică filmare de câteva zeci de secunde și bineînțeles câteva fotografii. Este exponentul nesimțirii crase care zace în unii. Deci vorbim de 10 de anvelope uzate, aruncate la întâmplare acolo. La întâmplare, aruncate de cineva care, iată, n-a fost identificat. Cu siguranță, nici de cei de la primărie, nici de cei de la garda de mediu, nici de cei de la poliție, nici de la națională, nici de la locală, de absolut nimeni. Cineva a venit, a descărcat acolo mașina cu deșeuri și a plecat văzându-și de treabă. Și vreau să vă spun că am urmărit această chestiune. Acele anvelope uzate sunt acolo de câteva săptămâni bune. Mă îndoiesc că cei la drumul național, pentru că parcarea intră în administrarea lor, mă îndoiesc că cineva, și mă refer la autorități, nu sau reprezentanții instituțiilor, unei instituții, nu a sesizat, nu a observat acea mizerie de acolo și să fi luat, știu eu, să fi sesizat la rândul mai departe drumurile naționale sau poate primăria s-a fi găsit până la urmă analizând situația, cine este responsabil pentru a igieniza zona. Și totodată zic eu că aici este o mare problemă cu care ne confruntăm, dar din cauza dezinteresului din partea instituțiilor, zic eu că ar trebui găsite soluții, n-am inventat noi roata, dar soluții care să ducă la identificarea acestor nesimțiți, sancționarea lor drastică, bineînțeles, și bineînțeles și normal, nu numai sancționarea, și mediatizarea acestor situații. Și o să vă dau un exemplu simplu. Dacă tu vorbim de parcări, ați văzut, ați mers în țară, ați mers la mare, la munte, ați mai oprit să admirați natura și ați văzut, în general, parcările de pe drumurile naționale arată îngrozitor și cele de pe drumurile județene, dar unii și-au făcut așa un prost obicei să arunce mizeria în parcări. Ce-i drept, nici acestea nu toate sunt dotate cu coșuri de gunoi de cei de la drumuri naționale, dar cred că asta nu este un motiv care să-ți permită să arunci la voia întâmplării gunoaile. Iar cei de la drumuri naționale, dacă ar, știu eu, e o variantă la care m-am gândit, pentru că mă deranjează foarte tare, cum vă deranjează și pe dumneavoastră cu siguranță. Deci dacă cei de la drumuri naționale ar investi nu foarte mulți bani, în niște
camere video care ar putea fi amplasate în zonă, în zonele în care se aruncă de obicei deșeuri, pe un copac, după un parapet. Găsesc eu o soluție și ar prinde pe cei care fac recur la astfel de gesturi, ar face publice imaginile, vă spun eu că puțini vor mai fi aceia care după ce îi vor vedea la televizor pe nesimțiți, vor mai îndrăzni să arunce și ei gunoaie la rândul lor. Deci soluții s-ar putea găsi fără doar și poate. Așa se poate proceda de altfel nu numai cu parcările astea de pe drumul național, europene, autostrăzi, drumuri județene, comunale și așa mai departe. Așa s-ar putea proceda și în cazul, că vorbim de astfel de situații, și în cazul atât lungii Siretului, unde la fel se aruncă într-o veselie gunoaie și în special deșeuri. Deșeuri din construcții, este plină lunga Siretului, este plină lunga Bistriței, este plină zona lacului Bicaz de astfel de deșeuri, deșeuri din demolări, vorbim de cărămidă, becea, betoane și așa mai departe. Și o să vedeți în imaginele pe care le-am filmat, pentru că noi o să vă prezentăm două cazuri astăzi. Unul care vizează o situație de pe râul Siret și un alt caz în care vom prezenta o situație de pe râul Bistrița, ambele, bineînțeles, în județul Neamț. Ce se întâmplă? Știm cu toții că există, și nu numai în Neamț, dar pe cursul de apă, acele balastiere. Sunt acele exploatări de agregate minerale care, iată, sunt necesare în construcții în special. Ei bine, această afacere nu este de ieri de azi, i-a îmbogățit pe unii, fără doar și poate, i-a îmbogățit nu mulți prin muncă, și nu vreau să generalizez, i-a îmbogățit pe cei care au reprezentat instituții cu atribuții de control în domeniu. Mă refer aici inclusiv la cei de la ANRM, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, care eliberează niște avize, pentru că și balastul este o resursă minerală. Mă refer la cei de la Sistemul de Gospodărire a Apelor, mă refer la care se află în subordinea Administrației Bazinale de Apă Siret, așa cum se numește acum. Vorbim de oameni care nu administrează așa cum trebuie aceste afaceri. Nu coordonează, nu verifică, nu controlează la timp să vadă dacă într-adevăr sunt respectate normele de mediu. Și mă refer aici și la garda de mediu, bineînțeles. Vreau să fac o precizare ca să nu ne încurcăm în informații, și anume faptul că am încercat să luăm legătura cu domnul comisar șef Iftimie Petraru, Petrariu, comisarul șef al Comisariatului Județean Neamț al Gărzii de Mediu, pentru a ne oferi niște răspunsuri. Mai exact, i-am trimis domniei sale pe WhatsApp, l-am atenționat bineînțeles și pe telefon, l-am sunat și nu a răspuns, pe care am trimis pe WhatsApp mai multe fotografii pe care le-am realizat împreună cu colegii noștri de la Roman TV, atât pe râul Siret cât și pe râul Bistrița, niște fotografii, zic eu, mai mult decât elocvente, în care se vede cum afaceriști în acest domeniu al exploatării agregatelor minerale își bat efectiv joc de ceea ce înseamnă mediul înconjurător, de ceea ce înseamnă locul pe care l-au primit și îl folosesc, bineînțeles, perimetrele pe care le folosesc pentru exploatarea agregatelor minerale. Domnul Iftimie Petrariu nu ne-a răspuns la telefon, nu a răspuns nici mesajelor pe care noi le-am trimis pe WhatsApp, cu fotografii, normal, spunându-i foarte clar ceea ce dorim, să comenteze și să ne spună acțiunile pe care le întreprinde garda de mediu pentru a identifica și sancționa pe cei care comit astfel de fapte, de contravenții, de atacuri, să spunem așa, la adresa mediului înconjurător. Nu înțelegem de ce domnul Petrariu nu ne-a răspuns. Știm că nu este în concediu de odihnă și dacă ar fi fost, cred că normal era să ne comunice acest lucru. N-am fost contactați nici de purtătorul de cuvânt al Gărzii de Mediu, n-am fost contactați de nimeni de la Garda de Mediu pentru a ni se comunica un răspuns vis-a-vis de solicitările noastre. Asta demonstrează, din punctul meu de vedere, repet, este un punct personal de vedere, demonstrează nepăsarea și, bineînțeles, o teamă de a răspunde unor lucruri punctuale, pentru că în materialele pe care le vom prezenta astăzi o să vedeți, doamnelor și domnilor, nesimțirea la cote maxime. O să vedeți munți de deșeuri
deșeuri din construcții, mulți deșeuri depozitate în Albia, inclusiv în Albia Siretului și în Albia Majoră a Siretului. O să vedeți mulți de deșeuri depozitate în Albia Bistriței, repet, cărămidă, beton, sticlă și așa mai departe. Și deși, să zicem că aceste informații au ajuns acolo unde trebuie, nimeni nu a luat absolut nicio măsură. Am fi dorit și dorim, bineînțeles, ca cei de la gardă, de exemplu, să vină cu un drept la replică, de ce nu? Deși nu l-ar merita, deoarece noi le-am solicitat punctul de vedere înainte de a realiza această emisiune, să ne spună, de exemplu, câte sancțiuni au acordat anul trecut pentru astfel de situații. Pentru poluarea cursurilor de apă cu deșeuri din construcții. La Siret, cum vă spuneam, am plecat în zona, în comuna Preaza Comunei Secuieni, în urma unei sesizări pe care am primit-o, cu privire la modul în care nu exploatează, că nu asta am verificat noi, ci cum înțelege să întărească malul Siretului, acolo unde are o exploatoare, reprezentanții societății Driu Trans, îi spune, din Baștea Secuieni, cu administrator și asociat unic domnul Ștefan Driu, cu care am și discutat. Am cerut un punct de vedere și ne-a răspuns, bineînțeles. Însă acolo, așa cum se vede din imagini, sunt bucăți mari de beton, cu fier beton, adică vorbim de resturi sau deșeuri din construcții, care au fost aruncate atât pe malul Siretului, în apă, ca să întărească malul drept, și mai este o cantitate, zic eu, destul de mare, la 10-20 de metri de Albia Siretului, deșeuri pregătite, zic eu, tot pentru a fi aruncate și pentru a fi folosite pentru a întări malul Siretului. Domnul Deu spune că a recunoscut că a avut și o sesizare din partea unui pescar și a fost verificat de cei de la Garda de Mediu și cei de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț și nu a primit nicio sancțiune. Domnul Driu, am primit o sesizare și am și fost la fața locului. Sesizarea spune cam așa, că noastră folosiți deșeuri din beton la întărirea malurilor și am și găsit într-adevăr deșeuri din beton pe malurile Siretului și sus, în apropierea Albiei. Sunt ale dumneavoastră? Dumneavoastră ați folosit deșeurile alea? A fost din vechime și le-am răscolit, iar le-am pus, iar trebuie să le iau. După am trecere și aviz de beton, de tuburi de beton pe Siret. Am un autorizat. Asta am văzut într-adevăr, podul am văzut din tuburi, dar la unul dintre capete, capătul de pe malul drept, sunt niște deșeuri din beton. Alea au fost dinainte de a mă băga eu acolo, dar la terminarea autorizației se va lua toate de acolo. Am înțeles, și deșeurile care sunt sus în poieniță? Foarte aproape de drum. Da, foarte aproape de Albie, adică lângă drumul care duce spre podul ăla din tuburi. Am să le iau de acolo. Alea sunt tot ale noastră? Acolo, în perimetrul meu, eu trebuie să răspund. Am înțeles și să le eliberat. Și da. o curiozitate, de când aveți perimetrul acolo de exploatare? Din 2016 sau 2017. Și lucrați? Aveți subcontractori? Nu. Pentru că m-am uitat în bilanț, cred că n-am greșit și am văzut că aveți un singur angajat. Trei. Pe anul 2018 figurați cu un angajat. Da, dar am mai făcut angajări. Ați mai făcut angajări între timp. Da, m-am mirat că zic că o cifră de afaceri atât de mare cu singur angajat într-un domeniu ca asta e destul de greu de obținut. Deci ați mai angajat între timp de anul trecut. Da, da, da. Da, dar lucrez eu, inclusiv lucrez eu. Am înțeles. Deci să înțeleg că o să luați deșeurile din beton de acolo. Da. Iunea sus, sunteți dumneavoastră? De la Roman TV. Da, nu, am mai avut o sesizare la un pescar, a făcut-o la mediu și la Apele Române. Am înțeles. Sunt în regulă tot, deci nu... Cum? De adevăr, a să iau restul de beton, că se vede și urât, și la urmă, când se termină, dacă mai fac,
în continuare, eu oricum am acord de mediu de studiu de impact, Natura 2000, toate puse la... Am înțeles. A fost verificat de mediu și de cei de la da? APE? Și da, da. Și ce au spus, în regulă? Am acest verbal cât am și plătesc la stat. Atâtea autorizații, atâtea studii care s-au făcut, vă dați seama câți bani am cheltuit. Și cum n-au, nu mi-au făcut nimic. Bun, și cei de la APE și cei de la gardă au spus că nicio problemă, că sunt deșeurile alea în apă? Nu, nu. Sezizarea a făcut-o prima dată de pod, că nu poate uita peștele și nu știu ce, și că drumul acesta este drum particular. Eu l-am ținut în o vreme închis. Este al proprietatea Grosuim, dar al Tărâț. Am înțeles. Eu am stau cu chirii, deci eu folosesc, am chirii și la români și la societate. Eu pot să închid mâniară poarta, nu mai intră nimeni acolo. Dar... Da, dar acces la mal, pe drum puteți, dar acces la mal nu puteți, accesul la malul apei nu puteți să-l... Pe partea mea, da, pot, e particular. Pământul, pe marginea răului? Nu, drumul până acolo. Drumul e cu totul altceva, am înțeles. Dacă spuneți că cei de la APE au spus că nu e nicio problemă, că aveți deșeurile alea în apă, na. Deci am procesul verbal. Bine, cu când se termină, acolo este un proces de decolmatare și deci un întreag suită de... Deci nu-i făcut pentru... a face beneficiarul care să fac bani. E și pentru studii făcute care, într-adevăr, trebuie luată piatra de acolo, ca ați văzut că se rupe din mal. Din malul drept, da, se rupe. Da, da. Ei, și eu din partea stângă, deci se plătește la apele române, se plătește ANRM, pentru că piatra face parte din resurs minerală. Da. Nu vă mai spun. Chirii, și avem și restricții de lucrat în perioada de 15 martie 15 august. Deci eu până acum n-am lucrat, nu mi-a dat voie chestii respecte de zonă protejată. Da, așa este. Deci respectul nu le trebuie, dar dacă dumneavoastră m-ați făcut atent și trebuie așa, zilele astea să caut un motivat să le iau adevăr, să le deșură. Stau și mă întreb, sincer vă spun, stau și mă întreb și nu cred că domnul Andriu a mințit, cum este posibil să nu primești măcar un avertisment, nu să ai o sancțiune, că nu se bucură nimeni că dai o amendă cuiva sau că îi aplici cuiva o amendă. Dar cred că dacă este la prima batere, un avertisment poate fi dat fără niciun fel de problemă, dar domnul Andriu spune că nu a fost nici măcar avertizat. Și stai și te gândești, analizând vorba aceea, modul în care lucrează autoritățile, poate ce motive au fi avut cei de la sistemul de gospodărire a apelor, cei de la garda de mediu, ca să nu dea măcar un avertisment și să prezinte public, pentru că mă gândesc și cred că și noastră sunteți în asentimentul meu, că dacă astfel de situații ar fi prezentate public, iată, astăzi echipa gărzii de mediu împreună cu cei de la SEGHEA, împreună cu cei de la poliție, au mers, dau un exemplu, repet, au mers într-un control pe malul Țiretului, în punctul Bașta, acolo unde se află și această balastieră, în spatele crescătoriei de porci, și au făcut un control privind mai multe aspecte, A, B, C, D, E și așa mai departe. Da? Bun, la finalul acestui control s-au constatat următoarele lucruri. Cutare, cutărică, etică, etică. Și s-a aplicat această sancțiune ar fi fost un lucru extraordinar. Ar demonstra aceste autorități, reprezentanții acestor instituții cu atribuție de control, că respectă mediul, îi respectă pe cetățeni și au respect față de lege. Nemediatizând aceste situații, nu fac altceva decât să ascundă gunoiul sub preș. Și mergeți pe prin lunga Siretului și o să vedeți mizerie cât în cape. De la sticle, peturi, tot felul de deșeuri până la cele care provin din construcții, aruncate în diverse locuri. Dar veți mai observa un lucru și anume faptul că unii, și eu mă gândesc aici că e vorba de acele mici echipe de muncitori care lucrează la negru, de ce nu poate și firme care lucrează în construcții, au ca și activitate construcțiile, ca să nu plătească
să nu plătească operatorul de salubritate, preferă să arunce, ca să fie preluate deșeurile, preferă să le arunce unde apucă. Asta, acum câteva luni v-am prezentat undeva tot pe malul Siretului, aici în apropiere de Roman, după Horia, o adevărată groapă de gunoi, improvizată, bineînțeles, și nimeni nu a sesizat absolut nimic. Repet, primăriile, toate primăriile, au în organigramă o persoană, cel puțin o persoană, care are ca atribuții zona mediului. Sunt cei care merg de la primărie și mai atenționează, îi mai atenționează pe cetățeni. Aveți grijă, deșeurile, cum se face selectarea, cum se face selectarea deșeurilor, unde trebuie să arunci deșeurile din construcții, ce trebuie să faci, ce trebuie să nu faci. De asta mă mir de ce nu avem situații în care aceste persoane fizice sau juridice să fie depistate în momentul în care aruncă deșeurile acolo pe unde apucă. Amenzile, să știți că nu sunt deloc mici. Amenzile sunt foarte mari. De exemplu, vorbim de, cred că, de amenzi de ordinul zecilor de mii de lei în cazul deșeurilor din materiale de construcție aruncate în albile unor râuri sau părâuri sau cursurile de apă. Vorbim de, la fel, de amenzi foarte mari pentru cei care aruncă și alt fel de gunoi în apropierea cursului de apă sau oriunde în altă parte, în pădure sau mai știu eu unde, pentru că deșeurile, nu-i așa, își au locul la container. Nu în apă, nu pe malul apei, nu în albia minoră, nu în albia majoră, nicăieri decât la gunoi. Ei bine, ceea ce am sesizat eu în ultimii ani este faptul că în loc să se îmbunătățească lucrurile, ele se înrăutățesc. Din ce în ce mai multe persoane care au acest prost obicei de a scăpa de gunoaie aruncându-le pe unde apucă, foarte puține amenzi acordate de către instituții. Și apropo de amenzi, asta este o informație pe care o avem, e oficială, bineînțeles, e vorba de date oficiale de la Garda de Mediu Neamț, să spunem așa, care anul trecut, normal, a avut și activitate cu sancțiuni. Comisarii au acordat și sancțiuni contravenționale și, bineînțeles, sancțiuni contravenționale însemnând amenzi, bani. E vorba de 49 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 347.500 lei. În 2018, oare nu sunt cam puține amenzi? Nu că militez ca numărul amenzilor să fie foarte mare, sub nicio formă, dar măcar avertismente, da? Nu sunt cam puține amenzi, valoarea mare, mică. Na, nu comentăm că una dintre amenzi a fost de 100.000 de lei și cred că acordată pentru problema de la Roman cu groapa de la Oraca, dar o să discutăm săptămâna viitoare despre această altă mare manevră a celor care gestionează gunoaiele în oraș și în județ. Dar 49 de sancțiuni contravenționale nu înseamnă cam puțin? Nu e cam mare efortul statului să întrețină financiar, mă refer la salarii aici, nu știu ce efective are Garda de Mediu Neamț, cred că sunt peste 10 comisari de mediu. Deci să întreții financiar înseamnă salarii, dotări, mașini, uniforme și așa mai departe, în condițiile în care tu, nu că n-au acordat amenzi, că nu suntem chiar atât de nebuni să imediat să spunem, bă, n-ai dat amendă, nu ești bun de nimic. Poate dai avertisment, poate umbli pe teren și identifici pe cei care fac astfel de lucruri și le arăți, poți să-i avertizezi și verbal, bineînțeles, însă parcă mult se consumă cu Garda de Mediu, cu cei de la Comisariatul Județean Neamț și puțin se face. N-am auzit, nu i-am văzut prin acțiuni. Bașca au fost sesizați nu odată cu privire la anumite aspecte și domnul comisar șef, de exemplu, spunea că el nu se autosizează din presă, adică articolele care apar în presa locală privind probleme de mediu nu sunt de interes pentru Comisariatul Județean de Mediu Neamț. De ce? Deci că le-i frică de dosare penale. Ca nu cumva, deci dacă noi sau dumneavoastră veniți cu o sesizare la un post de televiziune, la Roman TV sau la un ziar și faceți o sesizare așa cum a făcut-o pescarul respectiv care s-a plâns de această balastieră a societății Driu Trans din Secuieni că cauzează că ar fi o problemă ceea ce a făcut domnul respectiv acolo și anume un pod din
din conducte din asbest, ar dăuna grav peștilor. Că peștea nu poate să mai urce, că să depună icrele și așa mai departe. Nu mai poate circula peștele în zonă. E bine, cei de la Seghia și cei de la gardă care au fost în control ar fi spus că nu e adevărat și a rămas acolo, cum săptămâna trecută se vede și clar și din imagini. Săptămâna trecută podul încă era podul din acele conducte de ASBO. Semn că, iată, nu s-a confirmat sesizarea. Dar dacă respectivul pescar ar fi venit la Roman TV și s-ar fi plâns pe bună dreptate, că ăsta este rolul presei, și ar fi spus, oameni buni, iată, vreau să fac o sesizare, și anume faptul că în zona Baști a apărut o balastieră, și nu-i de ieri de azi, din 2016 am înțeles că lucrează acolo, o balastieră care exploatează agregate minerale, are și un alt rol acolo să scoată nisipul și pietrișul, balastul din de pe malul stâng, pentru că roade foarte mult apa în malul drept. Nu știu dacă rezultatul este cel scontat, se vede foarte clar și se vede și din imagini că malul drept este foarte abrupt. În schimb, revenind la pescar și sesizarea lui, el făcea această sesizare și, bineînțeles, ziaristul prezenta știrea la buletinul de știri, lua și un punct de vedere de la instituția în cauză, dar dacă este să ne luăm după spusele domnului Petrariu, comisarul șef al Gărzii de Mediu Neamț, acel material de presă, acea știre nu putea să stea la baza demarării unei acțiuni, să zicem, a celor de la Garda de Mediu. De ce? Pentru că, vezi, doamne, n-ar fi o certitudine că, sau nu, faptul că nu este o sesizare asumată, prin semnată, nu ar fi suficient ca să demareze o anchetă. Un mare era să zic, eu să folosesc un cuvânt care ar fi dus la o sancționare din partea CNA-ului, o mare prostie din punctul meu de vedere. Cred că mai degrabă, când vorbim de anumite interese, lucrurile nu se mișcă așa cum trebuie. Ați văzut că în timp ce noi am discutat aici și am prezentat anumite aspecte, ați văzut și imagini din dronă și mulțumim celui care ne-a ajutat, niciun caz colegi de-ai noștri, cineva ne-a pus la dispoziție aceste imagini, o de alta, dar să nu apară alte probleme, se vede foarte clar deșeurile din, și în fotografii, bineînțeles, fotografii pe care le-am realizat noi, deșeurile din materiale de construcție. Acele deșeuri, repet, nu au ce căuta acolo, pe malul Siretului, nu au ce căuta în acea poieniță, iar dacă cei de la Garda de Mediu și cei de la Seghia, Sistemul de Gospodărire a Apelor, au trecut pe acolo și au făcut control și le-au văzut, ne luând nicio măsură, ne cerându-i măcar celui care administrează balastiera să elibereze zona și să scoate inclusiv din apă deșeurile pe care le se văd foarte bine. Sunt deșeuri aruncate la capătul podului pe partea dreaptă de pe malul drept al Siretului. Se vede clar ca lumina zilei. Se văd bucățile de cărămiți, se văd bucățile de beton cu fierul beton în apă. Nu au ce să caute acolo. La fel în poienița aia situată la 10-15 metri de albia Siretului, a recunoscut domnul Driu că ar fi ale lui acele bucăți de beton, alea ar urma, zic eu, să fie folosite tot pentru a întări malul. Păi eu, din câte am înțeles, lucrarea e acolo, pe lângă faptul că înseamnă exploatarea agregatului minerale care, iată, i-a dus firmei Driu Trans-SRL o cifră de afaceri de peste 1 milion de lei, cum vedeți pe ecran, și un profit consistent, 500.000 de lei, pentru anul 2018, în condițiile în care, așa cum se vede, e un singur angajat, deci o balastieră, un singur angajat, a reușit să producă atât de mult, peste 10 miliarde de lei vechi cifre de afaceri și peste 5 miliarde de lei profit. Domnul Driu spune că acum are 3 angajați și că ar fi lucrat și el. E o ciudățenie pentru mine, nu spun că este ceva ilegal, este o ciudățenie că vorbim totuși de o activitate de exploatare a agregatelor minerale care înseamnă să ai utilaje și cred că nu este suficient să ai, sau poate să ai un excavator, eu știu, un excavator, să scoți agregatele, să le lași pe mal și să le vinzi de acolo, e posibil și așa, dar oricum, iată că afacerea pare a fi una destul de bună, profitabilă, pentru că jumătate din cifra de afaceri înseamnă profit. Deci nu am putea spune că nu e vorba de o afacere profitabilă, pentru că bani de aici câștigă foarte mult și Agenția Națională pentru Resurse Minerale, câștigă foarte mulți bani, bineînțeles, și cei de la
ABA, cei care închiriază perimetrul, cei care, vorbim de instituții ale statului, care permit, iată, să fie exploatate agregatele minerale. Revenind la poziția domnului comisar șef Petrariu Iftime, poate o să catadixească, o să-și facă milă și o să vorbească și cu muritorii de rând, cu presa în situația asta, pentru că obligația lui este și aceea de a oferi informații prese și de a da socoteală pentru ceea ce fac și mai ales pentru ceea ce nu fac. Dacă în urma difuzării acestui material, privind situația de pe râul Siret, locul punctual, pentru că, să știți, nu este singura zonă unde Siretul este afectat. Sunt mai multe zone de pe Siret unde, dacă ajungeți, vine să plângi efectiv și lumea care nu știe cum stau lucrurile, se întreabă, oamenii se întreabă, păi, despre ce este vorba, cine ar trebui să intervină, iată că noi le spunem cine ar trebui să intervină și nu-și facă datoria. Datoria ar trebui să-și o facă și cei de la Garda de Mediu și cei de la Apele Române. Ei au atribuții de control acolo, ei ar trebui să ia măsuri și nu numai la această balastieră, ci și la alte balastiere, pentru că domnul Driu Ștefan, cu care am discutat și mi s-a părut de bună credință, chiar dacă el spune că cei de la Garda de Mediu și cei de la Apele Române au văzut acele situația de pe teren și nu l-au sancționat, dar zice că bucățile alea de beton, de celor de beton, arată foarte urât și va lua foarte repede măsuri pentru a elibera zona. Într-adevăr, se vede foarte urât, dar nu numai acolo. Sunt și alte zone de pe Siret. Cred că nu este foarte complicat pentru cei de la Garda de Mediu și pentru cei de la Apele Române să purceadă așa de-a lungul Siretului pe jos, dar nu pe jos, ca o mașină. Și mașini plătite, alimentate cu combustibil achitat de la bugetul de stat, adică să nu se spună că nu au combustibil, că e prea de tot, să verifice ce se întâmplă la aceste balastiere în special și numai la balastiere. Și să monteze, să investească puțin și niște camere video, pentru că, iată, cu ajutorul acestor camere video ar putea să identifice pe cei care aruncă gunoaie în lunca Siretului sau în lunca Bistriței. Este păcat. Au devenit aceste zone care sunt superbe, au devenit adevărate gropi de gunoi. Iar noi, atunci când ieșim, în special pe timp de vară, pentru că iarna te sperie, efectiv, vara cel puțin te mai ajută vegetația, că jegul este ascuns de vegetație, este acoperit de vegetație, dar mergeți iarna în lunga Siretului. Dacă nu o să vă cruciți și cu siguranță o să vă scârbiți de ceea ce o să vedeți. Păi atunci stai și te întrebi, măi, oameni buni, de ce mai avem Gardă de Mediu? Păi să o desființăm. Păi așa se plângea domnul Petrariu, Iftime Petrariu, că salariile sunt foarte mici la Garda de Mediu și comisarii domniei sale. M-am uitat acum în declarația de avere în 2017, pentru că n-am găsit-o pe cea din 2018. În 2017 a câștigat 40.000 de lei, tot anul, bineînțeles. O fi mult, o fi puțin, 4.000 sub 4.000 de lei brut. Nu știu dacă și-o fi trecut și sporurile. Hai să zicem, între peste 3.000 de lei. Păi, omule, dacă ție nu-ți convine locul de muncă, că este prost plătit, de ce nu pleci? De ce tu, comisar la Garda de Mediu, care iei 2.500, poate mai mult acum că s-au mărit salariile la bugetari, inclusiv mă gândesc că și la ei, iei 3.500, 4.000 de lei sau știu eu, 5.000 de lei. De ce preferi să te plângi mereu că nu-ți faci treaba din cauza că ce, bă, la cât sunt eu de, cât de bine sunt plătit, nu merită să fac nimic? Nu ar fi mai nimerit să pleci, să-ți vezi de treabă? Credeți că nu avem tineri absolvenți de facultate care ar fi dispus să muncească pentru acei puțini 3.000 de lei? Să meargă și să facă treaba așa cum ar trebui să-și facă treaba? Să ia la pas cursurile de apă, să meargă în zonele împădurite, în zonele din care vin informații că sunt indivizi care își bat joc de mediul înconjurător. Credeți că acei tineri nu și-ar face treaba? Cu siguranță și-ar face treaba, numai că nu sunt lăsați. Cred că și cei de la Garda de Mediu, ca și cei de la Apele Române, sunt ținuți în frâu de cei care se află la putere acum și mă refer la puterea politică, pentru că aceste exploatări de agregate minerale, balastiere, nu sunt deținute de toate, de oameni, să zicem, care nu au relații în lumea politică. Foarte multe dintre aceste balastiere sunt deținute de oameni care au relații și au legături cu lumea politică și cred eu că unora le este teamă să-și mai facă treaba sau
poate numai că, nu numai că le este teamă, poate le și li se impune să-și vadă de treabă. Iar în partea a doua acestei emisiuni vom prezenta o altă situație, e vorba de situația de pe râul Bistrița, în zona comunului Săvinești, acolo unde există o altă balastieră care aparține unei societăți și o să vedeți cu ce poluare avem de-a face acolo. Am filmat săptămâna trecută și lucrurile sunt mai mult decât evidente. Concluzia o puteți trage dumneavoastră, dar avem și noi dreptul, bineînțeles, la o concluzie pe care o să o spunem la finalul celui de-al doilea subiect. Revenind și încheind cu siretul, o să urmărim în continuare cazul, o să mergem pe teren peste câteva zile, o săptămână, două, să vedem dacă într-adevăr acele deșeuri din beton au fost sau nu ridicate, așa cum a promis patronul balastierei. În caz contrar, de ce nu? Sau, eu știu, poate o să facem un efort și să-i facem pe plac domnului comisar șef Iftime Petrariu și o să-i trimitem o sesizare scrisă. Deși, domnule Petrariu, să știți că instituția noastră, oamenii din instituția noastră ar trebui să se autosesizeze în orice chestiune care ține de mediu. Să nu uităm că România a avut mari probleme cu ceea ce înseamnă mediu. Să nu uităm că cei din Comisia Europeană ne-au tras de urechi de fiecare dată că nu știm să gestionăm așa cum trebuie mediu. Dar până la urmă știți cum e. Nu trebuie să ne tragă nimeni de urechi. Trebuie ca noi să dăm dovadă că avem și 7 ani de acasă, pe persoană fizică și pe persoană juridică, ca să spun așa, să nu mai sau să scăpăm de acele obiceiuri proaste, respectiv de a arunca. Îți faci curățenie în curte și arunci, ai rupt, ai distrus un, hai să zicem, un, nu un graj, sau un graj din beton sau un coteț. Te bucuri că ți-ai curățat curtea și arunci ca tâmpitul în, la luncă, mizeria. Ca a doua zi copilul tău, nepotul tău să ducă la pescuit și să se bucure de imaginea aia, dacă nu cumva ar putea să-și rupă și ferească Dumnezeu vreun picior pe acolo, să pățească un accident. Bun. Cel al doilea caz pe care îl prezentăm în această seară, elocvent pentru ceea ce se întâmplă la capitolul protecția mediului și respectul față de mediu în județul Neamț, este din zona, din comuna Săvinești, la o altă balastieră, cum spuneam, situată pe Bistrița, o balastieră care aparține societății Mafco Holding SRL Tașca. Este o balastieră care se află în cercul sau sub controlul unui cunoscut om de afaceri din județul Neamț, cu foarte multe lucrări obținute cu finanțare de la bugetul județean și nu numai bugetul, și bugetul național. Este vorba de cel care controlează și societatea Aquapark. Mai puțin ne interesează cine controlează și ce controlează, ne interesează, la fel cum am prezentat și în cazul siretului, modul în care sunt gestionate aceste afaceri. Deci, la Săvinești. Există o balastieră pe malul lacului, acolo unde sunt prelucrate, spălate agregatele minerale. Balastiera se vede și în imagini. Cei care au lucrat sau știu cum funcționează astfel de instalații, nu este foarte complicat. Balastul, agregatele sunt luate din zona Albiei, transportate în interiorul balastierei și sunt spălate. Agregatele sunt spălate de nămol, de impurități și așa mai departe. Apa, de regulă, este luată tot din cursul de apă din care provine și agregatul. Este folosită la spălat, după care ea trebuie să ajungă înapoi în cursul de apă, în fluviu, la fel de limpede. Știți cum e? Știți că există o vorbă, o lege, atunci când intervii asupra unui drum, se spune așa că la finalul lucrărilor, știu eu, ca să faci o canalizare și ai distrus partea carosabilă. Legea spune că la finalul lucrărilor, tu, constructorul, este obligat să aduci la starea inițială carosabilul respectiv. Așa este și cu apa asta folosită la spălatul agregatelor minerale. Ai luat apa din părâul limpede, ai redat-o părâului la fel limpede, dacă nu se cheamă poluare. Ei bine, acolo la Săvinești, unde vedeți imaginea asta îngrozitoare, este poluată apa de 2 ani. De 2 ani există informații, sesizări, făcute, nu știu dacă oficial, de cei care merg în lunca Bistriței,
de pescari, de oameni care locuiesc în zonă. Au fost reclamații în special la instituții media cu privire la ceea ce se întâmplă acolo. Situația a fost prezentată de o parte a presei, însă nimeni nu a luat nicio măsură. Motivul fiind acela pe care l-am menționat și mai devreme, cei de la garda de mediu, domnul Petraru Iftimie, Petraru Iftime, a spus că nu se poate autosiza din presă din cauza că există riscul să se aleagă cu dosare penale. O explicație mai penibilă ca asta, pe cuvânt, dacă există. Deci, un ziar, un ziarist, îți prezintă un atentat grosolan la mediu. Și tu, autoritate, instituție, reprezentant la instituție, spui, nu pot să mă duc acolo că nu am o sesizare scrisă. Păi, domnul Petraiu poate nu înțelege că un articol este asumat, este semnat. Poate să leacă și o sesizare scrisă. Și nu a făcut absolut nimic. Săptămâna trecută, în două rânduri, 20 și 21, am fost la locul respectiv să vedem cum se mai prezintă situația, ca să spunem așa. Și am constatat că lucrurile sunt la fel de grave, dacă nu cumva mai grave. E bine, apa aia care este folosită la spălatul agregatelor și redată râului Bistița, este plină de impurități, este neagră la culoare, în condițiile în care ea ar trebui să fie, cum spuneam, limpede, așa cum ai luat-o din Bistița. Se întâmplă treaba asta că nu este decantată și nu există un decantor acolo, din câte am înțeles, spun specialiștii, un decantor care ar trebui să ajute la lăsarea impurităților și limpezirea apei care este redată Bisteței. Nu există și nu de ieri de azi, de când funcționează probabil acest lucru și nimeni nu a făcut absolut nimic. Zic cei care se pricep un lucru și anume faptul că amenziile sunt foarte mari. E vorba de o poluare continuă. O poluare continuă care i-ar fi obligat pe cei de la garda de mediu, vedeți, imaginele sunt îngrozitoare, i-ar fi obligat pe cei de la garda de mediu să meargă la fața locului, să identifice poluatorul, care se vede clar din imagini care este vorba aceea, și să-l sancționeze contravențional. Dacă domnul Petraru Iftime ar fi răspuns apelurilor noastre, l-am fi întrebat dacă a aplicat vreo sancțiune societății respective. Și am fi știut și noi muritorii de rând dacă legea se aplică egal tuturor, așa cum prevede Constituția. Nimeni nu este mai presus de lege, nu-i așa? Dar nu ne-a răspuns domnul șef al gărzii de mediu Neamț, așa că nu știm. Însă în imagini se vede comportamentul de vătaf al unora în acest județ și în această țară. Să vii cu un tupeu sau să ai un tupeu atât de nesimțit încât ani la rând tu să poluezi Bistița fără să fii sancționat, nu demonstrează decât ce ar putea să demonstrezi. Am avea mai multe ori nesimțire, ori noroc, mă gândesc la faptul că nu te amendează autoritățile, nu te sancționează, ori turnători prin instituții, și mă refer aici, știu eu, poate momentul în care, la o situație, na, ipotetic vorbind, cineva de la Aba Siret, de exemplu, sau de la Sega Neamț, te poate anunța pe tine proprietatea de balastieră că a plecat un control spre tine. De ce nu? Că se leagă prietenii. Tu îți închizi balastiera, oprești apa și când se ajunge acolo nu mai există nicio poluare. Vedeți ce apă neagră curge pe acea conductă? Este apa deversată de balastieră în râul Bistița. Uitați-vă cum se schimbă culoarea, bineînțeles, culoarea apei. Se schimbă într-o culoare care înseamnă, ar trebui să însemne o amendă, o sancțiune drastică pentru proprietarul balastierei, pentru firma care administrează balastiera respectivă. Însă nu se întâmplă astfel. Nu se întâmplă astfel pentru că cineva nu vrea să facă ceea ce ar trebui să facă. Și avem o declarație, pentru că vă mai spun un lucru, să știți, nu am reușit să obținem informații oficiale de la oameni care gestionează, activează în acest domeniu, decât nu oficial. Bine că nu ne-e frică nici nouă să vorbim și normal că nu ne este frică din moment ce ne aflăm aici. Poate într-un fel înțelegem că mulți spun că oameni buni, lucrăm în domeniu, e posibil să avem de-a face, însă cel cu care am discutat este un specialist în protecția, în ceea ce înseamnă mediul și l-am rugat frumos, i-am prezentat acele imagini, acele filmulețe și l-am rugat să le comenteze pentru noi, jurnaliștii care ne-am ocupat de acest caz. Iar ceea ce spune acel specialist este grăitor, nu o spunem noi necunoscători, o spune, repet, cineva care a activat
care știe cu ce se mănâncă problemele de mediu în România. Și zice așa: cred că rar mi-a fost dat să văd o asemenea crimă împotriva mediului. Și când te gândești că vorbim despre unul dintre cele mai importante râuri ale Moldovei, durerea este și mai mare. Dacă nici după publicarea acestor imagini, instituțiile cu responsabilități nu intervin cu sancțiuni drastice care să includă retragerea autorizațiilor și amenzi în cuantumul maxim, atunci sunt la fel de vinovate precum acești criminali, pentru care singurul lucru important îl reprezintă maximizarea profitului. Și pentru a scoate din amorțeală, în sensul de complicitate, autoritățile locale, cred că ar trebui să sesizate autoritățile centrale pentru a dispune controle care să nu interfereze cu influențele de cumetrie politică locală. Este declarația, cum spuneam, a unui specialist, expert în probleme de mediu. Zic eu că este grăitoare. Și așa cum vedeți în imaginile cu problemele de la poluarea asta de la râul Bistrița, vedeți malurile râului care sunt pline, la fel ca și pe Siret, de deșeuri. Deșeuri care provin din construcții. Vedem cărămidă, vedem bucăți de beton, vedem bucăți de fier, dar nu știu ce nu vedem acolo. Stai și te întrebi, pentru că am fost în două rânduri, cum spuneam, pe 20 și pe 21. De ce 21 august? De ce? Pe 20 august am fost și am făcut o filmare. Să vedem ce este acolo, mizeria de pe malul râului cu deșeurile aruncate și, bineînțeles, apa aia neagră care provine de la balastiera societății respective, MAFCO Holding SRL. Și am zis, domnule, poate e o greșeală, se mai întâmplă, un accident. Se întâmplă în ce sens? Să fie astăzi așa, dar poate până mâine remediază problemele și nu o să mai deverseze apa aia măzacă în Bistrița. Și ne-am întors a doua zi de dimineață, pe 21 august, când am constatat, normal, ceea ce mă așteptam, sincer să fiu, am constatat același lucru. Poluarea continuă. Oamenii poluau și pe 20 și pe 21. Ce înseamnă acest lucru? Că în fiecare zi, când funcționează balasiera respectivă, sunt spălate agregatele minerale, ce sunt folosite în construcții, la construcția de drumuri, de clădiri, betoane și așa mai departe, în fiecare zi Bistrița este poluată. Este poluată și nimeni nu ia absolut nicio măsură. De ce? Posibile răspunsuri vi le-am oferit, însă cred că dumneavoastră ați putea să vă gândiți și să trageți o concluzie, pentru că situația, să știți că nu este atât de simplă. Problema este și în curtea noastră, a celor care încă nu înțelegem, chiar și atunci când arunci un muc de țigară, spui, lasă-mă că nu se vede mucul meu de țigară pe care l-am aruncat pe trotuar. Ei bine, dacă suntem 1000 care gândim astfel, vă dați seama că grămada de mucuri este mult mai mare. Dacă ai făcut curățenie în casă, ți-ai schimbat WC-ul, vasul de la WC, cuveta, ai spart niște pereți, cred că indicat ar fi să cauți și să găsești o soluție să scapi așa cum trebuie de deșeurile respective, să le duci la un operator de salubritate. Într-adevăr, costă, dar de ce să le arunci pe malul râului, pe malul apei? Nu te gândești că mâine poate mergi la pescuit sau cu familia la un grătar, la soare, și copilul tău se poate tăia în buda pe care tu, ca un nenorocit, ai aruncat-o cu o zi înainte, acolo, sau un altul. Sunt pline lungile cursurilor de apă din această țară de mizerie, de jec, iar problema, cred că pleacă în primul rând de la noi. Și instituțiile trebuie să-și facă treaba, pentru că atâta vreme cât vezi că oamenii nu înțeleg că nu trebuie să scape de deșeuri aruncându-le la întâmplare, cred că aici ar trebui să intervină, cum spuneam la începutul emisiunii, factorul coercitiv, care poate fi pus în aplicare de către instituția statului. Cum spuneam, Garda de Mediu, Segheau, poliția, că și poliția poate să aplice sancțiuni, poliția locală, ați văzut că în Roman, polițiștii locali, dacă te-au prins că ai aruncat un muc pe stradă, te-au amendat. Și pe bună dreptate, nu este rău, chiar dacă vi se pare exagerat, oamenii din primărie, angajați din primărie, pentru că nu cred că este foarte dificil când găsești, de exemplu, ați văzut, mai sunt documentare pe Discovery, de exemplu, prin Anglia, cu oameni care lucrează, oameni angajați în primărie, care lucrează în sectorul ăsta de mediu, în special pentru a identifica, pentru că nesimțiți sunt peste tot, numai în România, pentru a identifica pe cei care scapă de deșeuri aruncându-le în locuri
nepermise. Ați văzut cât de frumos lucrează, n-am inventat noi roata. Trebuie numai să te uiți și la sugera celor de la Garda de Mediu să uite la aceste documentare, să încerci să pună și în aplicare. Mai cauți prin gunoaie, prin sacul cu Pampers, poate găsiți vreo factură și le trimiți pe tâmpitul care a aruncat gunoiul acolo. Sau, în cazul în care vezi și situația de la Bistrița, să știți că am fost pe 20 seara și pe 21 dimineața. Pe 20 seara, grămada de deșeuri, mă refer la deșeurile, că apa murdară curge non-stop pe acolo, din câte am constatat, dar la deșeurile aruncate pe malul Bistriței. Este simplu, pe 20 seara era o grămadă într-un anumit fel, pe 21 mai apăruse, mai descărcase un tâmpit, o mașină plină cu deșeuri. Păi oare nu ar fi simplu să identifici? Că sunt locuri pe care cineva le folosește, zic eu, regulat, și cred că micii meseriași, sau se duce vorba prin comunitate. Că știți că românul are o vorbă din aia proastă, de pe vremuri. Duci gunoiul la gârlă. Bun, la gârlă, pe vremuri duceam gunoiul, dar la gârlă duceai, știu eu, resturi vegetale pe care le incendiai pe malul pârâului, de exemplu. Cred că nu era un capăt de țară. Dădeai foc, se distruceau și așa mai departe. Dar acum deșeul nu înseamnă numai resturi vegetale. Înseamnă sticle, înseamnă și peturi, înseamnă deșeuri din plastic, înseamnă o groază de nenorociri din astea pe care dacă le incendiezi, nu poți să spui decât că este crimă și pedeapsă, lăsând la o parte de faptul că nu faci decât să poluezi mai rău. Dar și lăsându-le acolo, să știți că nu înseamnă decât poluare, tot poluare. Poluarea care, la un moment dat, să știți că o să întoarcă și o să ne cauzeze probleme foarte mari. Lucruri pe care noi nu le înțelegem. Și nu pot să mă despart de dumneavoastră în această seară fără. Și cu asta vom și încheia, o să rog pe Alex să introducă din nou imaginea cu care am început emisiunea și poate un apel către dumneavoastră. Mă gândesc că există un participant la trafic, poate cineva din Bozieni, dacă o fi fost pe timp de zi, care l-o fi văzut pe cel care a aruncat acele anvelope uzate în parcarea de la intrarea în comuna Bozieni, înainte de intrarea în comuna Bozieni, cum vin spre Piatra Neamț. Între intersecția cu Făurei, din DN15D și intrarea în Bozieni, este o parcare pe dreapta cu vin spre Piatra Neamț, spre Roman. Acolo, un criminal, că altfel nu pot să-i spui, că e un criminal de mediu, a scăpat de aceste anvelope și nu erau puse într-un portbagaj de Dacia Logan. N-au fost transportate. Deci acolo vorbim de un camion, camionetă, de un microbuz, de un individ sau poate doi sau trei care au oprit și au aruncat anvelopele uzate acolo, fără să gândească. Știți că sunt probleme foarte mari cu țânțarii. În statele unde virusul West Nile își face de cap, sunt niște reguli foarte bine stabilite. În primul rând scapă de ceea ce înseamnă sau una dintre condițiile pe care le impun autoritățile acolo este să identifice, să scape de aceste anvelope uzate în care se adună apa de ploaie și creează condiții optime pentru țânțari, pentru a se înmulți. La noi niciun fel de problemă de genul ăsta, lăsând la o parte faptul că se vede atât de urât, așa cum se observă și în imagini, se vede cumplit de urât, unul la mână, poluează și zona, iar cel care a făcut-o ar fi extraordinar dacă ar fi identificat, sancționat, că aici e o problemă, și dat exemplu. Repet, am mai spus-o. În momentul în care ai prins un astfel de individ care aruncă o căruță sau o căruță de plină cu mizerie provenită din construcții, deșeuri din construcții sau alte deșeuri, un camion, o remorcă trasă de un autoturism, vezi că a aruncat pe marginea unui pârâu, pe marginea într-o pădure, faceți-i, domnule, o fotografie, chiar puteți să le trimiteți, să ne le trimiteți și nouă, nu de alta, dai, facem vedete și poate dăm și pe mâna autorităță. Doar arătându-i cu degetul, cred eu, și sancționându-i, putem să-i liniștim. Trebuie să punem punct aici. Săptămâna viitoare, să știți că o să discutăm despre un alt subiect foarte interesant, care cu siguranță o să vă atragă atenția și o să vă țină aproape de noi. Este vorba de groapa de gunoi temporară de la Roman, groapa, așa cum este cunoscută de către rumașcani, Oraca. E bine să știți că la ora asta, acolo, n-ar trebui să mai existe un kilogram de gunoi. Din păcate, nu s-a întâmplat asta, deci cred că acum 2 ani trebuia să fie transportat tot gunoiul. O să vă povestim săptămâna viitoare de ce nu s-a întâmplat asta și eventual o să încercăm să descriem împreună
cârdășiile sau eventuale cârdășii care au dus la această situație, o situație, zic eu, jenantă și care cauzează probleme mari celor care locuiesc în zona. Punem punct aici așadar, să aveți o seară minunată, la revedere, numai bine!